Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Votul uninominal la alegerile parlamentare a acordat 23 de mandate pe colegiile din Iași. Dacă tot avem cei mai mulți reprezentanți în Parlamentul Țării, să evaluăm puțin și activitatea lor din prima sesiune parlamentară. Alături de noi se află domnul Anton Caragea, directorul Institutului de Relații Internaționale și Cooperare Economică. Bine ați venit, domnule Caragea! Sărut este ca întotdeauna o plăcere să fiu alături de dumneavoastră și vă mulțumesc mult pentru invitație! Discutăm de această dată despre activitatea parlamentară din prima sesiune a grupului parlamentar al județului Iași. Este cât este de important că. Ca, ca un județ, are cei mai mulți reprezentanți în, în Parlament? Nu cred că numărul... Fără îndoială că există un proverb care spune că unirea face puterea și numărul fără de real ar putea să influențeze. Dar nu cred că atâta numărul este cel care face diferența în activitatea parlamentară, cât dorința oamenilor de a se face vizibil, dorința oamenilor de a fi activ și putința și uh, capacitatea lor de a se implica în mod constructiv. Așa încât a spune că decât 100 de și mai bine un singur leu care să ragă suficient de puternic pe Parlamentului. Totuși, județul Iași este un caz fericit și se poate arăta destul de mulțumit pentru că, așa cum am mai avut altă dată ocazia să discutăm, există în topul nostru pe care l-am făcut privind activitatea parlamentară, pe domeniul diplomației, pe domeniul reprezentării internaționale a României. Județul Iași este foarte bine prin prezența domnului senator Ionela Grigoroia, chiar în vârful topului la Senat. Printr-o activitate extrem de elaborată și extrem de densă, domnul senator Ionela Grigoroia a reușit să surprindă în mod plăcut întreaga comunitate diplomatică prin dorința lui de a reprezenta județul Iași. Aș putea să spun că puțini senatori au demonstrat și puțini parlamentari au demonstrat această dorință de a se bate pentru județul lor, de a încerca să-l facă vizibil în comunitatea diplomatică, de a încerca să aibă contacte cu cât sunt mai mulți reprezentanți corpului diplomatic acreditat la București, de a încerca să desfășoare o activitate de promovare a potențialului turistic și investițional al județului Iași. De altfel, însă și prezența mea aici datorează dorinței de a investiga acest uh, potențial și de a-l prezenta ulterior ambasadorilor acreditați la București și de a face o delegație care, pe lângă alte zone, aș amintit că uh, în ultima perioadă Corpul Diplomatic Acreditat la București s-a deplasat în Bucovina, s-a deplasat în Maramureș, ca să ne referim doar la ultimii doi ani, în Delta Dunării și în zona Retezatului, încercând să observe capacitățile investiționale și potențialul turisticori. Dintr-o dată, printr-o activitate de genul acesta extrem de vehement, extrem de puternică în plan internațional. Domnul senator Ionela Grigoarea a reușit să atragă atenția corpului diplomatic asupra orașului Iași și sperăm ca până la finele acestui an să avem o consistentă și importantă delegație de diplomație acreditați la București care să se deplaseze spre județul Iași să observe aici potențialul întreg de investiții și potențialul de turism al județului. Așadar, din există, acest da? grup de iepuraș s-a găsit cineva care să fie puțin mai activ s exact, și, să, să încerce să... și să aibă o activitate intensă. Bye. Okay. Extern. în fond, în fond de asta este elementul important. Să înțelegi că activitatea ta și rolul tău în Parlament este să încerci să reprezinți cât mai bine interesele colectivității tale. Să încerci măcar să fii vizibil, este uh, minimum care se poate cere, ca de fiecare dată când ești acolo să-ți reprezinți județul, să-ți reprezinți orașul, să reprezinți potențialul acestuia. De fiecare dată când se discută, când domnul senator, de exemplu, a fost uh, între organizatorii expoziției uh, 2000, Dubai 2020, expoziția mondială, a fost unul dintre organizatorii Organizatoria 55 de ani de relații diplomatice România-Kazahstan a fost unul dintre cei care au organizat uh, uh, tot cei 55 de ani de uh, relații diplomatice între România și Irak, uh, peste 20 de ani de relații diplomatice cu toate țările Asiei Centrale. Cu alte cuvinte, de fiecare dată lumea a întrebat cine este domnul senator. E, e chiar la nivel uman se pune această întrebare. Cine este domnul senator? De unde este? Domnul senator Ian Grigorei Deniak. De ce s-a asta? Asta trebuie să-i întrebați pe ceilalți. Trebuie, trebuie să am ca ce un exemplu trebuie, trebuie să aibă un parlamentar în primul rând ca voința. să poată ajunge. Deci să în primul rând, rând voința și dorința de a fi în serviciu cetățenilor uh, care l-au ales, care l-au votat și care l-au trimis acolo. Și ceilalți nu au voință? Nu știu, poate nu au voință, poate au avut o barieră morală, de ce? și noi am considerat că este cazul să popularizăm exemplul senatorului Ionela Grigoraei ca o dovadă da, se poate. da, ceea ce vă trebuie este dorința, este curajul, este capacitatea de a ieși uh, la iveală și de a vă bate pentru județul pe care le Prezentați. Noi și eu întotdeauna am sperat și cred în ceea ce înseamnă exemplu, puterea exemplului și puterea pozitivă, mai ales mobilizatoare exemplu. Lui și în momentul în care se va vedea bun, un senator a putut cu mijloace reduse, cu mijloacele județului ea și a reușit să atragă atenția, a reușit să creeze o campanie de publicitate, a reușit să creeze o campanie de imagine favorabilă județului său. A încercat prin pur la prezență, prin faptul că de fiecare dată a subliniat că el este dâniaș, că aici există un potențial, că toată lumea să vină. A reușit să sublinieze mai ales asta a fost un element extrem de important, a reușit să sublinieze rolul geopolitic al orașului Iași, pe care foarte multă lume îl uită. Fără îndoială că orașul Iași pare situat excentric dacă îl privești pe hartă la marginea României, exact la câțiva kilometri de granți. Dar dacă îl pui în imaginea generală a hărții Europei, îți dai seama de o dată că Iași este zona de întâlnire a drumurilor comerciale care merg spre Ucraina, spre Ungaria, spre Polonia, spre țările baltice și apoi spre întreaga peninsulă balcanică. Deci, dintr-o de dată, mărind imaginea, orașul Iași Iași nu a mai devenit un punct excentric la marginea hărții, cum se spune unde se bate harta în cui, ci dintr-o dată a devenit un pol atractiv pentru parcuri tehnologice, pentru investiții în zona economică, pentru turism și mai ales un hub, cum se cheamă în limba engleză, adică o zonă de răspândire a, să zicem, investițiilor, produselor economice în întreaga arii. Și în fond, ăsta este marele rol pe care poate să-l aibă orașul Iași și care întotdeauna am fost foarte fericit când domnul senator Ionela Grigoraie l-a Grigorea, subliniat. Fiind de exact la granița Uniunii Europene, are toate avantajele Uniunii Europene și niciunul din dezavantajele unei țări din afara Uniunii Europene. Reprezintă exact ținta ideală pentru investiții și pentru cooperare economică. ăsta este singurul motor care poate să pună de nou în mișcare orașul Iași. Prezența internațională, dezbaterea pe uh, capacitățile și pe posibilitățile orașului Iași. Acestea sunt lucrurile care se pot face fără o mare cheltuială, fără, doar prin energie, prin voința, prin dorința de a-ți afirma orașul și localitatea care te-a în Parlament. Așa încât, uh, ai zice foarte bine că orașul Iași și județul Iași are 23 colegi noastră, are trimesc 23 de parlamentari. Este cazul ca tot să ia acest exemplu al domnului senator Ionel Grigorai și să devină vocal, să devină prezent. Există în domeniul relațiilor internaționale și al diplomației, există cale pentru toată lumea. Adică să nu se creadă că dacă domnul senator Ionel Grigorai a ieșit deja, până acum nu mai e loc și gata, podiumul este luat. Din contră, e un apel pentru toți ceilalți să devină vizibil, să fie alături și să intre în relațiile internaționale. Existe, este nu arate. de trebuie să vă întrerup. Este de remarcat faptul că domnul senator vine din grupul opoziției, din PPD. Poate asta l-a și ajutat. a ajutat asta a, aș putea să spun că poate a fost un factor favorizant pentru că el n-a mai trebuit să mai aștepte ordinele unui guvern sau a unei coaliții, să dezbată problemele. Le vedem că chiar și astăzi din coaliție vrem Roșia Montană, nu, vrem unii merg Hăi și alții merg Cea. Și atunci poate că lipsit o mai de această problemă, să zicem, a trebui să respecte regulile neapărat ale guvernării, el a putut să concentreze pe un singur lucru. Interesul local, interesul cetățenilor, interesul celor care l-au -au trimis acolo. N-a mai avut, să spunem așa, cum spune în Biblie, n-a avut doi stăpâni la care să trebuiască să se închine, ci a avut unul singur, alegătorul care l-a trimis acolo. Dar trebuie să mărturisesc aici, să mărturisesc chiar cu prietenie și cu admirație față de domnia sa, are acest suflet și această dorință de a fi vizibil pentru localitatea sa, de a, fi, de a se prezenta întotdeauna ca fiul aliașului, de a încerca întotdeauna să atragă atenția oamenilor asupra urbii sale. Asta mi-a plăcut întotdeauna și am simțit dorință foarte puțin parlamentară această dorință, pentru că activitatea diplomatică e, dificilă. Unor oameni s-ar putea să-i se pare că e foarte plăcută, există fără, are fără de ala acel glamour, are fără de ala această strălucire care poate să fie interesantă. Dar nu ăsta este elementul de bază. Înseamnă consistență, constanță. Deci aș putea să spun că a dormit la ușile ambasadelor rugând oamenii să vină să vadă potențialul orașului Iași, să-i atragă pe ambasadori în zona respectivă. Deci, fără îndoială, e un efort constant, e precum picătura chinezească, Prezența aceasta de fiecare dată atrage atenția asupra necesităților orașului tău, posibilităților orașului tău, drumului care duce spre orașul tău. E Rezultatele acestei activități se vor vedea în termen lung. Rezultatele mă deja au văzut la, la, mă, mă gândesc la ce văd alegătorii sau cum resimt bun, cei acum, care au votat. Bun, acum sunt două lucruri. Dacă direct. lumea așteaptă ca dintr-o dată străzile, ulițele și casele să se întoarcă după soare, fără îndoială că vor fi dezamăgiți. Nimic nu funcționează așa și, cum e o expresie celebră, Roma n-a fost construită într-o singură zi. Au trebuit sute de ani până a fi construită Roma. Așa încât, fără îndoială, că cel care așteaptă ca, dintr-o dată, să spunem, milioanele de euro și sutele de investitori să-i bată la poartă, o să fie dezamăgit. Cel care este realist și care vrea o oportunitate, care vrea o șansă și vrea să fie ascultat, va înțelege că exact acestea sunt rezultatele unei activități parlamentare, de diplomație parlamentară consistentă. Ți se oferă o șansă. Să cum e vorba românească, că Dumnezeu îți dă, dar însă nu ți se deschide o șansă, ți se deschide o poartă, ți se deschide o ușă. Acum este important ca și ceilalți, toată lumea să concretizeze acest lucru, pentru că dacă domnul senator reușește să atragă toată lumea și toată lumea vine aici, dar vor exista anumite ostilități, vor exista anumite animozități și nu se va înțelege că ceea ce face dânsul este un efort pentru întreaga colectivitate, nu doar în nume personal, ci pentru tot întreaga urbe și întregul județ, atunci îndoială că toate aceste rezultate se pot pierde. Dar ceea ce nu se va pierde niciodată, nu se pierde că se audă din nou numele oran. Iași, că există un parlamentar care e întotdeauna prezent și că, uh, iar îl citez pe, pe Miron Costin, se aude și despre țara Moldovei. Așa încât e un lucru foarte bun. În a construi legături externe, uh, România și alte țări și alte Și alte, orizonturi, și alte, și alte da. orizonturi, cât de mult contează din ce partid politic. Nu vi? contează, nu. Contează dorința de a colabora. Deci toată lumea, uh, uh, România, de nefericire, în ultimii 20 de ani, este veșnic într-un proces de redescoperire. Mai înainte, redescoperirea a Europei. Redescoperirea redescoperire Alianței Nord-Atlantice. Deci toată această veșnică redescoperire ne, ne creează un profil de țară care pur și simplu este un fel de nebuloasă care veșnic se construiește și se reconstruiește. E un pic, un, pic ca drumurile noastre pe care le vedem, permanent să sapă, se pune asfalt, pe urmă iar se decopertează, iar să sapă, iar să pune asfalt. Cam asta este și imagine. Deci nu are importanță de ce partid este. Tot ce are importanță să doresc să slujești să, să doresc să arăți posibilitățile României, să doresc să arăți că România are un potențial. Deci pur și simplu să doresc să te bați pentru tău nu contează. Deci în afara lumii foarte mult lume știe care sunt partidele de la noi. Aș putea să spun că proporție de 99% chiar diplomații au dificultăți de a înțelege cine e PDL, cine e PPDD, cine e PSD și că de mă aceea întreabă, vă întreb dacă se vede deci, nu. colorată România din afara, nu, nu, colorată nu, politică. Nu. Se vede doar ca personalitate, ce aici contează. Pentru uh, străinul, pentru investitor Pentru omul interesat de proiecte turistice, Pentru omul interesat de proiecte diplomatice Pe el îl interesează personalitatea Nu partidul care îl reprezintă. Îl interesează dorința ta și ce poți tu să faci În zona respectivă Acesta este elementul determinant Nu coloratura politică Ceea ce interesează omul simțește locul Iar uh, de când am ajuns în capitala Iașului Se pare că tot ajung să vorbesc în proverbe uh, Influența marilor ai Moldovei Se face simțită Omul simțește locul Deci niciodată asta am admirat întotdeauna la diplomat. Să ne referim Lipsa tot, de tot interes, la Iași puțin da. și la delegația de ambasadori acea întrunire care este programată pentru luna următoare. Cine va veni? Cum va fi organizată? Se știe deja? Uh, nu, deocamdată suntem abia, întotdeauna când facem astfel de vizite, ne aflăm în faza explanatorie. Deci ne aflăm în faza de explorare a zonei. Încercăm să explorăm zona, să vedem oportunitățile, să facem un dosar, să vedem care sunt ambasadorii care se pretează cel mai bine. Fără îndoială vor fi ambasadori de țările Orientului Mijlociu. Am mai discutat într-o altă emisiune, am mai avut bucurie alături de neastră, să discutăm de importanța atragerii reprezentanților oamenilor de afaceri în Orientul Mijlociu. Principala zonă de investiții, principala zonă care are fonduri pentru activitate economică, principala sursă de investiții pentru întreaga Europa, Uniunea Europeană și Statele Unite. Deci, prezența acestora va fi fără îndoială marcat. Iar o altă zonă extrem de importantă și unde domnul senator, de exemplu, domnul senator Ionela Grigorei, de exemplu, a reușit să aibă o activitate extrem de uh, percutantă, este zona Central. Iar țări foarte bogate, iar țări care sunt aproape de noi, să pomenesc de marele coridor de transport, al mărfurilor, să pomenesc de drumul Mătăsii pentru secolul 21. toate acestea se constituie pe teritoriul României și ajung până în zona Asiei Central. Și fără îndoială vom avea și reprezentanți din Asia Central. Acum însă ceea ce ne interesează și ceea ce încerc să văd în aceste două zile cât mă aflu în frumosul oraș, iar încerc să văd care sunt ambasadorii care pot să ofere și să se cupleze la posibilitatea și la oportunitățile pe care le oferă orașul Iași. Credeți că este deschisă politica locală, autoritatea locală la astfel de discuții, la astfel de delegații? O Ce grea întrebare. Dacă uh, autoritatea locală nu va fi interesată, fără îndoială noi nu vom putea să facem aceasta. Și atunci va rămâne doar un vis frumos. Îl voi felicita pe domnul senator pentru dorința de a face imagine, pentru dorința de a sprijini, pentru dorința de a-și ajuta oamenii, dar dacă nu va avea parte de ecou și de sprijin la nivel local, fără îndoială că atunci nici noi nu vom putea să aducem ambasadori, nici nu vom putea să facem delegația și va trebui să ne orientăm spre alte zone. Trebuie să mărturisesc că există o, concurență enormă. În acest moment, săptămâna viitoare, de exemplu, ne vom deplasa în zona de centru Transilvaniei, având zona Sibiu Mediaș, ca iar ca zonă de, de, interes și vom încerca să vedem la fel ce Deci există o concurență între toate regiunile pentru că fără îndoială e o problemă. Unde ajungi primul? Cine oferă? contează și cum percutează autoritatea mai... locală. Absolut, deci nu, asta este absolut crucial. Fără îndoială orașul Iași este splendid, oportunitățile este extraordinare, dar dacă și deci, dacă decidenții însă nu vor să sprijine și nu sunt interesați, atunci oricum rămâne un punct foarte pozitiv, cel pe care l-a făcut domnul senator, a reușit să ridice o problemă, a reușit să arate orașul Iași, a reușit să atragă atenția. Și fără îndoială, undeva, undeva cândva, cum îl știu cu demnitatea și cu încercarea precum picătura veșnic de a intra acolo, de a intra, sunt sigur că undeva cândva el va reuși să își ducă la bun sfârșit acest plan. Este un tip de om care nu-și uită și nu-și îndepărtează îndepărtează planurile și întotdeauna le va duce la bun sfârșit. Noi să sperăm să facem asta cât mai repede. Anton Caragea, directorul Institutului de Relații Internaționale și Cooperare Economică, mulțumim pentru prezența Sărut mâinile în ca întotdeauna a fost o plăcere. Jurnalul Iași TV Life a ajuns la final. Sunt Daniela Fronea, vă mulțumim pentru atenție. Pe curând!